Mă simt ca o autentică prințesă plimbându-mă pe aici printre floricerele astea. Real. Vreau să plec acasă. Vreau să mă duc acasă, în Spania. Acasă stau la mine în apartament. Ăla pe care nu-l mai am, stau închis. Asta va fi masa noastră. Bă, băiat, nu se poate așa ceva, bă, bă, băiatule, ce monstru de apă mi-a adus femeia asta, bă, ce e asta, bă? Salutare, prieteni! După cum ați văzut în vlogul trecut, trebuie să ne mutăm, pentru că aici a început, uite, mai șantier la apartamentul ăsta. Am luat un alt apartament, dar mă duc eu singur prima oară, fac o tură cu bagajele și că am întors după rău, pentru că nu cred că putem cu toate. Am putea, doar că acum noi crezăm că o să stăm aici două săptămâni, am făcut și vă cumpărături și am o plasă cu ouă și chestii de genul. Da, stați să vedeți cât de funny e check-in-ul la apartamentul ăla, mi-a trebuit să ai instrucțiunile, zici că e o misiune, frate, de la GTA, nu știu, trebuie să... Nici nu m-am apucat să intrăm la sala aici, am stat 3 zile, două fericite, una cu șantierul. Nu ne mutăm departe, am căutat ceva să fie aproape. Deci fac vreo 6-7 minute cu scuterul până acolo. Bine, mai mult, că trebuie să mă opresc să mă dotui pe GPS, că n-am copilotul. Și... Deci mi se pare real ce instrucții mi-a dat femeia. De obicei îți lasă cheile, nu știu, într-o poștă, ceva. Asta a făcut... S-a dus la următorul nivel. O să vedeți acum când ajungem. Unde mi-e motocicleta? A, uite acolo. Mamă, aici dai cu capul, frate. Mergând drept, dai cu capul. Ia-uzi, ia-uzi. Dă-i fireața aia. Da, problema numărul 1, ca de obicei, niciodată adresa de pe Google Maps nu e adresa corectă. Deci m-am învățit vreo 15 minute, tot m-am oprit, m-am uitat. GPS-ul aici și dată merge invers, adică tu mergi încolo și bila aia se mișcă în spate, aici trebuia să pun prima oprire. Stai să vedeți acum unde e cheia, unde-mi pun să pun. Ok, deci sunt în parcare și dacă vă vine să credeți, trebuie să caut un scooter și să-i deschid portbagajul. Mi-a arătat eu un șmen să-i deschid ăla. Stai să văd care e. Cred că asta e. Cât de șmecher mi se pare, mă, băiatule. Mamă, și cu cardul ăsta ce trebuie să fac? Să-i duc la un pitic și să-i salvez surioara și mai îmi dă câteva indicații. Bun. Una. Mamă, ce trebuie să fac aici? Mamă, unde m-am scăzut? Unde m-am căzut, băiatul? Mamă, cu degetul am deschis-o, dă-te în spate. Am deschis-o cu degetul, băi. Noni, mă. Noni, că și ești tot cu degetul mere. Glumesc. După cum arată clădirea, arată mult mai bine decât cealaltă clădire, dar a fost și mai scump. Ăla a fost cât? 12 euro pe noapte? Bine, după aia am plătit 23, că am dat cancel și am pierdut banii de la Airbnb. Și asta e vreo 25 de euro pe noapte. Da, na, mai e, măcar să fie liniște, mă, dar ce fain e. Crezi că nu mai știu, stați un pic. Nu e aici. Faza e că atât m-am învârtit cu scuterul, încât acum când mă voi duce după ralul, tot nu știu să vin înapoi. Dar arată fain, arată drăguț, am văzut că are și piscină. Leonard. Uite aici. Garbage room, cred că aici stau eu, la gunoi. Găsiți. Vă fac eu un room tour. Acum fac. Ce ai, mă? Fără asta mică. Deci aici avem o oglindă. Aici, chestia asta. Șlapi. Faine dulapuri. E un fel de studio. Baia, da, baia e mult, bă, frumos, frumos. Cabină de duș, davar Dumnezeu, sănătate și măicuța Domnului, frână cu el să nu vă lase singure la greu, Doamne, cabină de duș, nu mai trebuie să inund toată baia de câte ori fac. Masă, o bucătărie, aici avem și din asta, în celălalt n-aveam, era din aia de, o puneai tu, o băgai în priză, era de aia portabilă. Un frigider mult mai mare decât celălalt. Și terasa asta mică cu chestia aia și o mașină de spălat, aer condiționat. Că totul e
mult mai mișto și clădirea și ce e în apartament, totul e mai bine, însă ăla alt parc era un pic mai mare pentru că avea și canapeaua aia unde stărea televizorul. Aici, dar vrei să te dai televizor, trebuie să stai în pat. Deși eu sunt sigur că în poze văzusem o mică canapea aici în față. În fine, e un upgrade, e un upgrade. Mă duc să aduc și restul. Îți zic restul, mă refer la Ranu și continuăm vlogul. Până dimineața! Îți place cazarea iubita? Da. Uite ce frumos aici. O, și sală. Piscina e drăguță tare. Mergem acum să ne explorăm cartierul, lăsăm scuterul și mergem să explorăm noul nostru cartier. Și sală faină, uite, aparatele arată mai decent aici. Dar nici ăștia n-au gantere, frate. Nu știu ce săli au, ei au săli efectiv de fitness, adică de alergat și atât. Nu, ni una pesa away. Bagă. Tac. Tac. Tac, așa deschideți apetitul. Gata, s-a terminat. Ies pe geam de la sală. Good. Ești pe ușă, nu fi proastă ca mine. Ești pe ușă. Am venit să luăm un bubble tea. E un local aici. Și mi se pare super tare că ți-l faci tu. Frate, tu îți pui ingredientele, gheață, alegi ce topping-uri vrei și după aia băutura. Mi se pare super tare. Luăm taiwanez, nu? Brown sugar, nu știu ce vreau. Care e taiwanez? Nu, la băutura, dar topping nu știu ce mi-aș pune eu. Small bubble tea, gold bubble tea, pun din astea. Vrei coconut jelly? Nu știu. Am știut să le fac. Oh, mamă, ce bun e. E ceai cu lapte, ceai taiwanez, bubble tea ăsta. A fost imediat în Taiwan. Când te-a fost acolo urmă? 30 de bani. Am zis că să fii mai mult, pentru că avem Facebook. Mamă, e bună. Mi se părea ciudat, scria, dacă spui gheață e mai scump, dacă nu spui gheață e mai scump. După aia am înțeles că fără gheață, practic, trebuie să spună mai multă băutură. Avem jeleu, jeleu de cocos și bubble de alea. Ce bună-i! Da, eu vreau să prind una din asta verde. E foarte bun. For real? For real? For real? Cea mai enervantă pasăre din istoria omenirii. Începe la 3 dimineața. Pe aici am văzut multe magazine și restaurante. Poate ronțăim și noi ceva. Vlogul ăsta nu e foarte special, nu-mi dau seama, dar asta e ziua noastră. Azi trebuia să facem total altceva, dar până la urmă trebuie să ne mutăm. Și am zis să vă arătăm și vouă cartierul nostru și noua noastră casă. Bine, n-aș fi filmat dacă aia nu mi-ar fi dat instrucțiunile dubioase. Dar dacă tot ne-am apucat. Problemuța e că nu văd meniuri în engleză nicăieri, tu vezi? Mă, mai lasă la loc, că gata, să terminăm, mamă. Să terminăm, dar nu-ți mai simt ce leau. Dar nu este nimic în engleză. E scurt că mă arătă cu dicul pe asta. Și a găsit la Luca raiul pe pământ. De care ți-ai de toate, nu? Ce este? La... Nu știu. Ce taie al meu acolo. This, this. Și ce mai vrei? Oh, only this. 30? Mamă, 10 bucks, frate. Ia să ai 50. Thank you. Dă să citească și ei. Uitați-vă la poze, da? Nu, după poze. Opa. Acum a început. Acum a început. Uite cât a flex oare acolo. Băi, e blestem, bă, deja nu mai e amuzant, nu mai e funny, nu mai e Caterinca, deja e extraordinar de enervant. Oriunde mă duc, frate. Deci era o liniște pe strada asta până m-am pus la masă. Și a început amen. Extraordinar, extraordinar. Vrei să mergem? Ah. Bro,
băiat, băi, nu se poate așa ceva, bă, da. Am fost, asta pentru cei care n-au văzut vlogul din România. Bă, și în orașe și peste tot pe unde mi se întâmplă, oricum e dubios, dar am fost cu cortul, frate, la Văliug, în mijlocul muntelui, acolo eram singuri, două corturi, noi și Andrada cu Andrei. Și într-o duminică la 7 dimineața a început unul să dea cu flexul prin vale, pe undeva, și a dea până la noi în cort. Bă, cu cortul pe munte, ăla, 7 dimineața, extraordinar. Am plecat, că mi-alterează starea psihică. Te-ai așezat bine, fiți atenți. Știu că nu sunteți pregătiți pentru asta. E absolut ireal. Vreau să plec acasă. Vreau să mă duc acasă, în Spania. Acasă stau la mine în apartament ăla pe care nu-l mai am, stau închis, cu blindat, sigilat, ca jambonul în cutiile alea. Nu mai pot. Nu mai pot. Nu mai pot. Acum am început. Ce tai cu metri acolo? Ce aia? Ce scoși? Ce tai lemn cu flexul? E o femeie. Ce tai cu mătru? Ca să fie cam filmele cu proști, ăștia dau, e sâmbătă dimineață, a treia zi, și sâmbătă și duminică, nu contează, toți băieții ăștia lucrează la niște pule de lemn. Asta fac. Îmi pare rău pentru limbaj, cum ați văzut că ei pun în temple, ăsta e cam filmele cu proști. Să mă disperă unul cu flexul care construiește o pulă. Văzând cum se prezintă situația pe acasă, n-am mai putut și am zis la Raluca, Raluco, plecăm afară. Și am venit la, fiți atenți aici, fiți atenți la cum pronunțe. Huai Tung Tao. Huai Tung Tao. Aici am venit. 20. Da. Am văzut la 20 de kilometri de Chiang Mai o pată albastră așa, în mijlocul hărții acolo, și am zis: "A, păi mie îmi trebuie liniște, eu nu mai suport." Și uitați în ce loc fantastic am ajuns. Am plătit 50 de bați intrarea de om, nu știu, un euro și ceva, și putem explora toată zona asta cu scuterul, dar prima oprire am făcut-o aici, uitați. Ce frumos se vede lacul și acolo sunt niște căbănuțe extraordinar de drăguțe. Și încolo să mergem acum. Am pus scuterul aici. Uite-le acolo, alea de lemn acolo. Stai că ne apropiem acum. Din păcate nimeni nu ne-a explicat nimic. Am plătit la barieră și acolo drumul se duce și în stânga și în dreapta. Nu știm ce e în stânga, ce e în dreapta, dar e promițător. Din ce a găsit Raluca pe internet, arată foarte drăguț. Eu am găsit căbănuțele în poze. Toi le-ai găsit în poze. Deci o să ne plimbăm puțin pe aici, prin paradisul ăsta, în liniște, sper. Deci din ce am citit noi pe internet acum, se pare că ăsta e locul unde vin localnicii, locuitorii Chiang Mai-ului, tailandezii, să se recreeze. Și noi am venit să le stricăm combinația, am venit noi turiști aici. Dar uitați-vă puțin, frate, cum arată tot. Uitați-vă un pic la căbănuțele astea. Hai să intrăm. Nu știu, cred că sunt restaurante astea, dar sunt foarte interesante. Uite ce drăguț e tot. Uai, cât e de fain. Hello. Hi. It's a restaurant? All? Yeah. Restaurant? Ok. About 2 minutes. I go walk. Come back. Okay? Thank you. Uai, cât e fain. Cât e fain. Ia uite-mă, Maldive pe lac aici. Mănânci aici. Poți să faci baie în lac. Din ce am citit pe net. Și să uită toți oamenii la noi. Uite, doi străini. Hai, iubita. Hai să dăm o tură. Da, da, da. Deci doar localnici, uitați-vă un pic. Cred că e prima oară când văd un loc de ăsta turistic al localnicii. Hello! Hello! E prima oară când vin într-un loc unde vin în vacanță turiști locali, frate. E plin. Am avut idee bună. Vezi, a făcut și flexul la ceva. Am căutat un loc de pace. Nu știam că arată așa de mișto. N-am văzut pata aia albastră, bine, deși apa nu e albastră și zice pe Google Maps să pară albastră. Și sunt multe de explorat pe aici, un drum, e măricel, parcul sau nu știu cum să-l numesc. E, cum am zis înainte, e ca la Culblen, e tot sunt în jur așa. Încercuiești așa. Da, o să mai facem opriri, dar mâncăm ceva aici, nu? Adică cred că ar fi interesant, sunt curios ce prețuri au.
Văd că oamenii au sticle de whisky, frate. Ceea ce mă surprinde. Ce drăguț. Ți-am zis că se poate face baie? Da. Astăzi am ieșit fără camere, filmăm tot vlogul ăsta cu telefonul. Dar nu contează. Bălăcesc copiii acolo. Băi, ce din bombă? Asta va fi masa noastră. Sper să nu se rupă chestia asta. Hai, ce fain. Mamă, dar ce fain bate vântul aici. Și ce fain te mușc cu un crocodil de buci. Nu sunt crocodile aici. Fantastic locul. Fantastic. Da, spune, dragule. Cu ce pot să te ajut? Oare ce să-mi iau de aici? Sim. Thank you. Română, doamnă. Deep fried. Bă, e bine că avem broască prăjită cu usturoi. Asta chiar abia așteptam. Asta mă sparge la ei câteodată. Raluca și-a cerut orez cu porc marinat, ceva de genul, și mi-am cerut un pește, cum se zice, steamed. Nu la grătar, la aburi, așa, în fine. Dar l-am cerut de frică și de panică, pentru că vine, îți dă meniu, atâta meniu, și ia stă acolo. Și stai să uite la tine, așteaptă. Nu știu, nu pot să trec peste momentul ăsta și iau ceva repede, că mă simt vinovat că stă după mine. Să vedem ce pește îmi dau. Ce pește e la, cum zicea, tilapia? Tilapia, nu știu ce pește e, dar sigur va fi bun. Unde te duci? Bași piciorușile în apă? N-ajungi. Mi-a adus un, a adus un coș aici cu chestii și nu știu dacă trebuie să le scoatem noi. Trebuie să scoatem noi chestii din coș. Pe urmă l-a pus și a plecat, nu știu dacă vine înapoi. Sora mea, ți se pare că sunt scufița roșie să-mi dai coșul de băut? Le scoatem noi? Ia scoate pe ăla, ăsta e furat de la Lidl. Vezi că vine iar, pune-le înapoi. A, nu, nu vine. Deci noi ne servim din coș. Ia uite cum sunt scufii mei roșii acum. Bă, băiatule, ce monstru de apă mi-a adus femeia asta, bă, ce e asta, bă? E un monstru! Asta apare în documentarele alea de pe National Geographic. What the fuck? Da, n-am înțeles că eu i-am zis timp, dar s-ai prăjit toată ziua. E mai prăjit ca ăla, ca malone. Pască-l, mănâncă așa cum e. I-am zis steamed with lime. Nu e asta. Nu e. A ajuns și porcul Ralucai, usturoi, și da, s-a încurcat, dar n-are sens să-i mai pun să mai fac unul, mănânc pe ăsta. Eu nu știu ce pește ăsta, frate, dinozaur. Îl mănânc, nu contează, nu să... Doar că vreau să vă întreb, cum mănânci asta? Adică, plus că nu-ți dau nici cuțit. Cum să mănânc asta? Uite! Cu mâinile, da. Ia stai, oare are ose? Bun. Bă, de arătat arată fantastic înăuntru. În loc de lămâie are usturoi de ăsta prăjit. Sos de chili. Ai grijă la oasă. Bă, e foarte bun, nu știu ce pește e ăsta. Cum scria pe meniu? Talipia, tapia. Știți ce are gust? A jumeri de porc, frate. Jur, e... Opa! E un porc pește. Are gust de jumeri, da. Interesant e că n-are oase deloc. Mamă, ce picant e ăla. Maică. Ar merge niște cartofi prăjiți, un alta. Ne descurcăm. Porcul? A, tu mai fura pește de la mine. Oare iarba asta se mănâncă? Se mai distrează copiii în apă acolo. Mâncăm asta și mai dăm o tură pe aici să vedem. Mamă, am pește pe telefon. Băi, deci îl cam mănânc pe tot pentru că e foarte bun, dar fiți atenți. Ce cred eu că s-a întâmplat aici, de ce părea atâta pește. Erau foarte multe bucăți de pește, așa. Și eu cred că i-au scos toată carnea din pește și după aia ăsta e doar carcasa, cum ar veni, pentru că aici nu e nimic. E doar
the skin, așa, pielea crocantă. Dar i-au scos carnea din pește și mi-au pus-o deasupra, frate. Am plătit 9,70 €. Porc, pește, o cola și o apă? Sau cum? Nu, apă minerală și o apă normală. Bine, zrău de tot. Peștele ăla chiar a fost super bun. M-am umflat de la el, că e prăjit așa. Și am furat și orez de la rară. Și orez, da. Deci nu știți cât de bine ne-a venit ieșirea asta după nervii pe care am avut. Dați-mi un pic încolo. Sunt niște elefanți, dar cred că sunt mari. Sigur. Nu știe lumea de el. Ia uite-o! Uite-o, gorile din fund! Mamă, ce mari sunt! Nu înțeleg cum de milioanele de turiști care vizitează Chiang Mai nu știu de locul ăsta. E un paradis, frate. Uite gorilele alea. Sunteți din fân sau nu? Nu-i fân, e ăla de la lemn, cum îi zice. Rumeguș? Așa îi spune oare? Da, rumeguș e. E rumeguș? Da, de la lemn. Vreau la gorilele alea de acolo. Deci nu știu dacă se apreciază pe cameră cât de mari pot fi. Ia. Hello. Că lucrează băieții la gorilele astea, mamă, King Kong, ești nebun? Acolo văd un... Stai, mi se face focus, fă focus, așa. Felul, Timon și Pumba. Un taur, un păun. Astea mi se par super spectaculoase. Sunt oameni înăuntru, că iau cum râd din interior. O să ceapă să dea cu flexul și ei imediat, dar pe ei ăștia iert. Incredibil. Wow, uite ce fain e asta. Ce să mai, ce mă, n-ai să mai zici. Foarte, foarte, foarte frumos, foarte frumos locul ăsta. Ia uite pe asta mică, unde te-ai dus tu? Mă simt ca o autentică prințesă plimbându-mă pe aici printre floricerele astea. Adică sunt pot drăguț. Vreau să iau și coșul de la aia, să fiu scufița rușie. Nici măcar nu e cald, frate. E ideal. Opa, e ideal și era să mă tai unghiile în lemnul ăsta. Căcată mucirlă. Sorry. Au venit unii să facă pozele de nuntă aici. Și dacă sunteți mai aventurieri așa, deci puteți să notați. Puteți să închiriați kayak din ăla, să mergeți pe lac. Sunt din alea cu pedale la fel și este și un zipline. Dacă aveți spirit aventurier. Nu sunt mai bătrânei. Noi mergem acum să mai explorăm puțin, să vedem ce mai găsim. Beware of sheep, scria. Ce scria? Beware of sheep, aveți grijă la oi. Și acolo mai este. Asta e ca un fel de minigolf, parcă. Corect. Dar uite câte oi sunt. Ziua asta.
Hei, hei, și ne-am întors în oraș. Deja este ora 5:30, se lasă seara ușor, ușor. Am stat ceva pe acolo, a fost foarte drăguț. Foarte frumos. Și încheiem acest vlog pe unde eram și la început. Am întors la asta cu bubble tea-ul pentru că a fost extraordinar. Are anunțarea Luca la cafea în momentul ăsta ca să bea un bubble tea, dacă vă vine să credeți. Și ne vedem în următorul vlog, care probabil va avea chestii mai interesante decât ăsta, care a fost total improvizat și așa a ieșit de și filmat cu telefonul. Vă mulțumim că vă uitați la noi, ne vedem pe Instagram. Cristi și Lalu, bineînțeles. Și eu sunt comentarii, Serix. Maybe a